de viață păcătoare și nedespărțitei trăim întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitor, de Duhul Adevărului, care nu-și toate le primești mistierul bunătăților și dădătorul de viață. Vino să sfârșuiești pentru noi și ne curățești practic de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pre noi. Prea Sfântă Treime, miluiește pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă. Neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe nouă în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului Tău. Bucurați-vă, inima mea, de mântuirea Ta, cânta voi, Domnului, Domnul Binefăcătorului meu, și voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt. Înțelepciune. Din Epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, tot sufletul să se supună în altor stăpâniri, căci nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt de la Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea cineva se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduirii lui Dumnezeu, iar împotrivitorii lor vor lua sunt asupra lor. Dregătorii nu sunt spaimă pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voi își găsă de năsuie frică de stăpânire, fă bine și vei avea laudă de la ea, căci dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabia de vreme ce este slujitorul lui Dumnezeu și izbăvitorul mâniei lui asupra celui ce săvârșește răul. De aceea nevoie este să vă supuneți nu numai de frica pedepsei, dar și pentru cugetul vostru, căci pentru aceasta plătiți și dași din, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăluind în slujba lor neîncetat, dați deci tuturor celor ce sunteți datori, celui cu vama, vama, celui cu darea, dare, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, cinste. Pace ție, Sfințite, cititorule! Aliluia, aliluia, aliluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire! Să-i aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te ascunde în mare, și nu se va întoi inima sa, nu va crede, că ce zice se va face, orice va zice el, se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți, când vă rugați, să credeți că le veți lua
și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre, căci dacă voi nu veți ierta nici Tatăl vostru din ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu tremur ca niște romi netremnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra lucrurilor Tăi, cetățeni ai comunei Bujoreni, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire. Ca precum ai binevoită a primi acum rugăciune rugilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește i-a spori pentru dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele. Și întru toate faptele cele bune și adobândiale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi, mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrednicește pre toți totdeauna mulțumire a aduce cele prea bune a grăii și a cântație celui fără de început, al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ți Hristoase, Dumnezeu, înădejdea noastră, slavă ține. Binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine preacurat din Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru toți dați apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Dreptul Aza și înviata patrăși de mulți, și tuturor Sfinților să-i să ne mânească, să mântuiască pe noi ca un bun și neam primitor. Amin. În al prea Sfințitului Părintelui nostru, Varsanunchi, Arhiepiscopul Râmnicului, dă-i, Doamne, sine îndelungate și cu năspornire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în povățuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască. Pe stăvânul și arhiereul nostru, Doamne, îl păzește. Cărmuitorilor țării noastre, mai mari orașuri și sate lor, și iubitoare de Hristos oaste, dă-ne, Doamne, zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate cu năsporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și îi păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cetățenilor acestei comune bujoreni,
De Doamne, zile îndelungate sporând toate și păzește pe ei într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani tuturor! Dumnezeu să dea sănătate, să vină cu vinteze și mult spor în această zi. La Bujore! La Bujore! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos că a reușit să ajung președinte de profesor Marinescu. Să rămână părinte. Mulțumesc. Dau cuvântul mai departe domnului director profesor Florin Nepure, domnul director, ca de fiecare dată aproape de comunitatea din Bujorei, dânsul va face vorbire despre acest crisol care atestă ziua de naștere a comunității din Bujorei, prima atestare documentară a comunității Bujorei. Continuăm și după domnul director, fiecare dintre dumneavoastră care dorește să ia cuvântul, cu drag, noi, între timp, începem să punem bucate pe mese, ca să nu stea mesele goale, nu? Ne permiteți, da? Mulțumim frumos! Domnul director? La mulți ani, domnule primar, și felicitări pentru desemnarea dumneavoastră. Sunteți un om vrednic, așa cum v-am cunoscut și vă cunosc toate eforturile dumneavoastră pentru a realiza, chiar și atunci când vi s-au pus de multe ori obstacole, lumea clătetit, să spunem, dumneavoastră v-ați văzut în continuare de proiectele pe care trebuia să le realizați. La mulți ani dumneavoastră, nu numai la început de an această urare, ci la mulți ani, pentru că astăzi este și ziua județului nostru, județul Vâlcea, despre care un călător străin, Enric Fosion, spunea că este cœur de la Romanie et patrie de la patrie, adică inima României și patria patriei. Într-adevăr, un ținut străvechi, un ținut plin de salva de monumente istorice și de stațiuni și de locuri care merită văzute și un monument UNESCO unic la sud pe Carpați, Mănăstirea Turești, cel mai vechi județ atestat documentar, dacă ar fi să ne gândim că primul a fost, de fapt, Jaleșul în timpul fratele lui Mircea cel Bătrân, Dan I, la 1385, însă Jaleșul, după cum știți, s-a despărțit împărțindu-se între Gorj și Mehedinți în anul 1444, așadar Vâlcea rămâne primul județ, primul ținut atestat documentar și asta o datorăm lui Mircea cel Bătrân. Lui Mircea cel Bătrân, căruia îi datorăm și Mănăstirea Cozia, cunoscută la 18 mai 1388, dar și documentele care vor veni legate de această ctitorie a sa, de la Călimănești, toate documentele acelea, 20 mai 1388, 4 septembrie 1389, dar și 8 ianuarie 1392. Deci atestarea orașului Râmnicu Vâlcea, orașul domniei mele, dar și județul Vâlcea, care apare în acest hrisof scris de Filos, cel care s-a călugărit Filotei, marele cărturar logofătului Mircea cel Bătrân, și care se va călugări la Mănăstirea Cozia sub numele de Filotei, ne dă așadar acest document în slavonă, în limba slavonă. El se află la București, la Arhivele Naționale, în colecția Mănăstirii Urez de documente, și este un act de danie acordat călugărilor de la Cozia pentru ctitoria lui domnească de la Cozia și spune că acolo, pe lângă satele date mănăstirii și acea taxă albinăritul, care însemna a 10-a parte din mierea și ceara culeasă, să o aibă călugării de la Mănăstirea Cozia, dar apare
domnule primar, apare, așa cum spuneți, în urmă cu 632 de ani, astăzi sărbătorim această dată de aniversare, apare și satul Bogdănești și este legat, sigur, de Bujoreni, clar, pentru că este al Bujorenului, deci, implicit, este ziua aniversară a Bujorenului și, sigur că da, Lucianii și celelalte localități care apar. Și Bojorani, cum e trecut acolo, și trebuie să spunem că era și Bujoreniu, localitate recunoscută, dacă îl găsim în documentul acesta, dar și apare Bujoreniu, mai distinct ca Bujoreniu al nostru al Vâlcii, apare la Hristoful lui Alexandru Aldea, care este fiul lui Mircea cel Bătrân, 25 iunie 1436. Atunci apare Bojurani, Bojurani așa este scris, și Oltani, adică Olteni, satul Olteni de astăzi. Deci sărbătorim o localitate și oamenii aceștia frumoși ai localității Bujoreni, cu toată istoria lor legată de tot ce s-a întâmplat pe Valea Oltului, Lime Salutanus, nu departe de noi este castra Traiană, cel mai important castru al împăratului Traian, în apropierea de localitatea acesta Bujoreni. Avem o localitate străveche cu obiective turistice și de patrimoniu cultural național importante. Avem 5 monumente aflate pe lista monumentelor istorice și vreau să vă spun că în acest an se împlinește 50 de ani de când a fost inaugurat Muzeul Satului Vâlcean. Muzeul Satului Vâlcean, cu toate acea arhitectură tradițională românească autentică, clădite toate în jurul culei Bujoreanu de secol XVIII, epicentrul acestui muzeu al satului, dar și zona aceasta străveche, pentru că la sud de Cula Bujoreanu avem descoperiri arheologice încă din Neolitic, la nord de Culă, cetate dacică și iată că din pământ ies vestigiile noastre istorice, la râpa Torcătorului s-au găsit monedele acelea, tetradrahmele și pământul acesta mustește de istorie, el trebuie cercetat în viitor mult mai temeinic. Mai trebuie să spunem că în acest document, din 8 ianuarie 1392, apare pentru prima dată, apar și primele menționări documentare de dregătorii domnești. Poate puțin știu, apare pentru prima dată un stolnic, Brateț se numește el, denumirea de stolnic, cel care era îndrivit de domnitor să pregătească mesele Domnului, gusta bucatele Domnului înainte de a le da, ca nu cumva să fie domnitorul otrăvit, și aceea de paharnic, cel care îi turna băutura domnitorului, de asemenea și el degusta acele băuturi puse pe mese. Și stolnicul și paharnicul apar și în documente mai târziu, dar acum apar în 1392 pentru prima dată. Nu știu ca în județul Vâlcea astăzi să se mai celebreze această zi de aniversare a bătrânului nostru județ. Așadar, eu sper să fie un moment de bun augur, de semnarea dumneavoastră și de bun augur pentru Partidul Național Liberal să aibă un an bogat în victorii pe toate planurile și toate scrutinurile electorale. Și pe dumneavoastră să vă felicit pentru tot ce faceți și să vă spun la mulți ani, Bujoreni, la mulți ani Partidul Național Liberal și oamenii de cultură de aici care nu și-au uitat și nu și-au uitat niciodată istoria. La mulți ani! Mulțumesc, domnul director! Domnul director care de fiecare dată a fost aproape de comunitatea noastră, este aproape în cercetările dumnealui de tot ceea ce înseamnă izvoare istorice referitoare la comuna noastră, pentru că niciodată nu cred că se va termina ceva de descoperit și de cercetat. Am să vă rog, cei care doriți, să mai luați cuvântul cu drag, vă așteptăm să vă spuneți păreri, să vă... Da? Părintele profesor Matescu, dacă dorește.
consilieri locali care doresc să ia cuvântul, invitați pe care cu drag îi așteptăm să-și ia cuvântul. Suntem aici între prieteni. Suntem aici în Bujoreni. Bujoreni este o casă primitoare. Așteptăm. Vă rugăm. Domnul consilier invitat, poftiți. Mulțumim, domnul director. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, stimații senatori, deputați, distinși cetățenii comunei, invitați de onoare, doamnelor și domnilor. Domnule subprefect, am văzut pe domnul subprefect. Cu acceptul colegilor mei, consilieri locale ai comunei Bujoreni, voi transmite un mesaj cu ocazia primirii a 632 de ani de la atestarea documentară. Cu mare bucurie și entuziasm, vă urăm bun venit la acest eveniment special. Suntem extrem de încântați să avem alături de această zi memorabilă, unde fiecare dintre voi aduce o notă unică și valoroasă. Cu profundă onoare și bucurie, vă întâlnim astăzi în mijlocul nostru pentru a celebra împreună importanța comunității noastre. Prezența dumneavoastră aduce o valoare inestimabilă acestui eveniment. Suntem recunoscători pentru timpul și dedicarea pe care o acordați comunității noastre. Cetățenii comunei sunt inima și sufletul acestei adunări, sunteți cei care fac comunitatea noastră vie și plină de viață. Invitaților de onoare, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în acest moment deosebit. Astăzi suntem aici pentru a crea împreună o experiență plină de bucurie, râsete și amintiri de neuitat. Fie că suntem împreună pentru a sărbători un moment deosebit, pentru a împărtăși pasiuni comune, pentru a construi noi legături, fiecare dintre voi aduce ceva special în acest spațiu. Să ne bucurăm împreună de fiecare moment și să creăm amintiri care vor dura o viață întreagă. Participați cu inimile deschise, împărtășiți povești, râdeți cu poftă și simțiți-vă ca acasă, în această comunitate efervescentă. Vă mulțumim din inimă că ați ales să faceți parte din această experiență și să contribuiți la atmosfera specială a acestui eveniment. Fără voi nu ar fi la fel de minunat. Cu ocazia aniversării 632 de ani de atestare documentară a comunității noastre, de la prima menționare documentară a comunei noastre în hisopul domnitorului țării românești, Mircea cel Bătrân, transmite cele mai sincere felicitări și urări de sărbători întregii comunități. Este un moment deosebit în care ne reamintim cu mândrie de rădăcinile noastre istorice și de contribuția fiecărui locuitor la constituirea istoriei locale. Această zi este un moment deosebit în care ne amintim cu mândrie de tradițiile și istoria noastră bogată. De la atestarea documentară din 1393 și până în prezent, Comuna Bujoreni a evoluat, s-a dezvoltat și a devenit un loc al comunității noastre. Un loc unde care tradiția și modernitatea se împletesc armonios. De-a lungul acestor secole, Comuna Bujoreni a evoluat și s-a dezvoltat, aducând cu ea tradiții, valori și o comunitate puternică. Astăzi suntem mândri că să sărbătorim nu doar trecutul bogat, ci și prezentul și viitorul promițător al comunei noastre. Aniversarea celor 632 de ani documentară este o ocazie să ne bucurăm de unitatea noastră și diversitatea culturală și de realizările noastre comune. Sărbătorind împreună, ne încurajăm să continuăm să contribuim la dezvoltarea și frumusețea locului nostru drag, astfel încât să lăsăm o moștenire pozitivă pentru generațiile viitoare. Fiecare locuitor al comunei aduce o contribuție importantă la frumusețea și diversitatea acestei comunități. Ziua de atestare este o oportunitate să le celebrăm împreună realizările noastre colective, să ne bucurăm de bogăția culturală și să ne proiectăm un optimism în viitor. Să fim mândri de Bujoreni, de locurile noastre, de oamenii noștri, fiecare zi să ne aducă bucurii, iar comunitatea noastră să continue să se dezvolte, să prospere.
fie ca fiecare zi, să vă bucure, să vă aducă bucurii, reușite și prosperitate în căminul nostru frumos. La mulți ani Comuna Bujoren, la mulți ani tuturor cetățenilor Comunei Bujoren, cu cele mai bune gânduri, Consilierii Locale ai Comunei Bujoren. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Cu drag, cu drag. Cine mai dorește, după care o să invit, în ultimul rând, colegii mei primari, am să-i rog să vină aici, în fața dumneavoastră, ca fiecare dintre ei care doresc, să spună câteva cuvinte. Cine mai zicea că vrea să mai vorbească? Părinte profesor? Mulțumesc foarte mult pentru invitație domnului primar Gângu și dacă tot am ocazia ca să vă spun câteva cuvinte, aș vrea să mă adresez în primul rând locuitorilor de aici din zonă, din Bujoreni. Întâmplător sau poate că nu, de curând am avut o întâlnire cu domnul primar și cu locuitorii din comuna de aici. Știți foarte bine, care au sărbătorit 120 de ani de când au o tradiție foarte frumoasă cu alegerea juniorului, da, din Muireasa. Așa. Și vreau să vă spun că în acest context am redescoperit de altfel bucuria de care amintea Claudia, colega noastră Claudia Banu, bucuria și veselia oamenilor. Să știți că în aceste zone, pe aceste meleaguri, sunt oameni foarte buni, foarte frumoși și cu această ocazie o să-i promit domnului primar Gângu ca și din mandatul următor să continuăm această relație cu oameni, relație directă. Așadar, vreau doar să vă spun la mulți ani și ați făcut cea mai bună alegere prin desemnarea și continuarea mandatului de către domnul primar Gângu. Mulțumesc frumos! Noi vă mulțumim, cu drag vă așteptăm de fiecare dată la Bujoreni. Văd că nu mai dorește să vorbească nimeni. Toată lumea probabil e foame. Să dăm drumul la muzică și la distracție. Este important pentru noi, cei din Bujoreni, să sărbătorim, cum se cuvine, ziua de naștere a comunității. La mulți ani Bujoreni, la mulți ani tuturor, să dea Dumnezeu să avem un an cât mai bun. Doamne ajută!